Dragi prieteni, bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii De Vorbă cu Antreprenorii. Astăzi avem alături de noi un drag prieten mie, îl avem pe Vasile Lup. S-a întâlnit lupul cu iepurele, nu-i așa? Da. Vasile este antreprenor din 2006, a lucrat în industria imobiliară, după aceea în industria hotelieră și la un moment dat în industria alimentației publice. Vasile, bine ai venit! Bine te-am găsit și îți mulțumesc pentru invitația făcută. Mă bucur că astăzi ne împărtășești din secretele tale antreprenoriale. Pentru început aș vrea să te întreb cum ai ajuns să pășești în lumea aceasta a antreprenoriatului. Cum am ajuns? Păi eu sunt o persoană care doresc multe de la viață. Totodată vreau să ofer multe aceste vieți, dar vreau multe și fiind un angajat nu aveam această posibilitate. Ținând cont că orice om te căsătorești, ai copii și nu ai cum să izbutești. Iarăși eu sunt o persoană care visează foarte mult, vise frumoase și cu scopuri foarte mari. Și atunci nu ai cum în prisma unui angajat. Așa că m-am decis ca să îmi deschid o firmă, o altă firmă și uite, iată că așa am ajuns să am dispun 2, 3, 4 firme. Știu că istoria ta este una emoționantă. Da. Știu că părinții tăi n-au putut să-ți ofere foarte mult, copil fiind, iar tu ai pornit pe acest drum mai întâi plecând în afara țării. Povestește-ne puțin mica ta istorioară în câteva cuvinte, pentru că cred că merită spusă celor care ne urmăresc. Păi, da, exact cum ai precizat adineori, am o poveste frumoasă, dar tristă. Eu, copil fiind, tatăl meu a băut foarte mult și nu numai că a băut, că n-am nimic cu cei care beau, dar că a fost foarte agresiv. O bătea pe mama zi de zi, ca să zic așa. Eu, copil fiind, aveam grijă de ea, o protejam, dar asta instinctiv, deci nu ai cum. Și pe mine lucrurile astea m-au marcat. La 11 ani aveam probleme cu inima, datorită acestor mari probleme pe care eu nu am avut copilărie de altfel, adică eu nu știu cum este să te joci. Uh-huh. Pentru că eu toată ziua stăteam lângă mama cu mama și pe mine lucrurile astea m-au marcat. Colac peste pupăză, țineți cont că ambii mei părinți sunt surdomuți. Deci nici nu vorbesc, nici nu aud. Și eu n-am primit educația aia care o pot primi copiii de părinți auzitori. Pentru că ei au lumea lor, este foarte... Înghipuieți cum ar fi să o săptămână, să, mai ales că tu că ți-ți place să vorbești. Și ei au lumea lor. Deci astea pe mine m-au marcat. Copil fiind mi-am promis mie însumi că dacă vreodată o să pot să-mi ajut semenii, o să-mi ajut. Copil fiind mi-am promis ca să ajung cineva. Să fac ceva pentru lumea asta și să las o lume mai bună decât cum am găsit-o eu. Ai avut în interiorul tău o dorință puternică și îndurjită. Așa este. Așa și este. Ce ai făcut? Păi la un moment dat, după armată, am emigrat în Portugalia, eu cu scumpa mea soție, și am început chiar de jos. Adică primul nostru job, primul nostru loc de muncă a fost, am lucrat la o firmă de porci, o firmă de animale. Erau 2500 de porci, pardon, 2501, că am fost și eu. Și mi-a fost foarte greu. Deci, vă dați seama. În plus de asta, în această fermă, eram doar eu cu Monica. Soția ta, Monica. Da, Monica, soția mea, Monica. Și erau doar două persoane în acea fermă și trebuia să am grijă și lucram inclusiv și duminica pentru că aceste animale trebuiau hrănite și tratate, avut grijă de ele. Ulterior ne-am mutat în Algarve, în sudul Portugaliei, unde acolo am lucrat, a fost mult mai bine, am lucrat la o pizzerie. Uh-huh. Dar știu că în momentul în care făceai pizza, scuză-mă că te întreb, știu că în momentul în care făceai pizza, făceai ceva deosebit față de alți oameni care făceau pizza. Și spune-ne ce făceai pe vremea aia. În 2002, eu am investit foarte mult în mine. Adică citeam foarte multe cărți. Și doream ca să memorez cât mai multe fraze, sfaturi. Citate, sfaturi, cum să devii, cum să ai succes. Și despre prosperitate. Da, cărți motivaționale, cărți de business, deci nu beletristică. Deci cărți cu care în momentul în care închideai cartea, adică ultima pagină, ziceai, wow,
și rămâneai cu ceva. Uh-huh. Deci eu chiar doresc să rămân cu cât mai, să văd cât mai multe lucruri. Uh-huh. Și ce făceam? Mi-am venit ideea în 2002, pe vremuri mi-am luat un reportofon, așa cu casete, cum nu mai găsești acum, astăzi. Și m-am înregistrat pe mine în timp ce citeam. Și te-ai cartea cu voce tare, da, și aveai înregistrată cartea. Și în cealaltă zi... Îți făceai un audiobook până la urmă. Exact, audiobook. Propriul exact. Tău audiobook. Eu ulterior am aflat că există în lume audiobook-uri și... Deci ai reinventat audiobook-uri. Da, și... Cum te-a ajutat aceste audiobook-uri? Foarte mult, pentru că altfel și... Mergeai la pizzerie și... Da, și în dimineața la ora 11 până la ora 1, până la ora 13, noi făceam pregătirile pentru... pițele propriu-zise. Adică pregăteați material. Da, legumele, cașcavalul, feliam, toate aceste lucruri. Iarăși în aceste două ore eu iarăși, ghiși ce, mă reîncărcam pozitiv și mi-a antrenat mintea ca să am succes. Deci îmi setam mintea, eu eram deja atunci un om de succes. Și asta este e bine. Eu gândeam foarte pozitiv și totdeauna am gândit pozitiv, asta m-a ajutat. Și astăzi, pe mine, când mă calci în picioare, sunt mai puternic, adică cred foarte mult în mine, în visele mele, în puterile mele. Am o ambiție de nedescris și cei care mă cunosc știu acest lucru. La mine nu există imposibil, adică eu chiar nu am în dicționarul meu, nu am acest cuvânt și încerc să-mi învăț și copiii ca să gândească așa, pentru că mi se pare sănătos. Știu că Jeff Keller în cartea lui Atitudinea este totul accentuează foarte mult de ce merită să ai această atitudine chiar în momentele în care ești călcat în picioare. Spune-mi cum ai reușit după aceea să vii cu această atitudine încărcat din Portugalia și să faci afaceri aici în România. Uite, ai deja câteva firme deschise și oamenii de aici, oamenii de pe plan local spun numai cuvinte bune despre tine. Spune-mi cum ai reușit să faci trecerea de la statutul de angajat în Portugalia la statutul de antreprenor aici în România? Să știi că nevoile și visele, adică știam că pot mai mult. Jim Rohn zicea, poți să ai mai mult decât ai pentru că poți să fii mai mult decât ești. Și foarte frumos. Și îmi place chestia asta. Adică eu chiar pot și în viitor. Eu am cred că singura mea calitate este viziunea. Adică am viziune. Eu știu că și în viitor ne va fi mult mai bine, foarte bine. Dar de ce? Pentru că eu doresc acest lucru, lupt pentru visele mele, lupt pentru scopurile mele, sunt un om calculat, ca să zic așa. Și îți construiești da, tu în exact. Viitor succesul. Și mai am răbdare. Asta se numește perseverență. Am o răbdare de nedescris. Bun, totuși, cum ai făcut concret? Cum ai trecut de la angajat la antreprenor? Pentru că a fost nevoie de un anumit capital. Banii strânși în Portugalia, da, i-ai investit... Plus, foarte bine ai punctat și am să fac legătura. Eu unde lucram la pizzeria respectivă a fost logic, condus de cineva. Și da, a fost un meu patron. Da, care este canadian, Scott Ross, un om extraordinar, îl ador, un om foarte bun la suflet, pe lângă multe alte calități, și foarte mult l-a uimit această atitudinea mea, și el cunoscându-mă foarte atitudinea bine. Atitudinea ta a scos exact. În evidență. Și la un moment dat, nu o să niciodată, că a coborât jos, eu eram, pregăteam legumele pentru ora 13 și a ascultat o voce. Adică nu era radio, eu nu ascultam radio acolo, eu doar pe mine mă ascultam, doar pe mine. Ori de câte ori aveam ocazia și când eram liber, acasă Monica îmi făcea de mâncare, dar eu citeam într-una și citeam și mă încărcam. Te educai. Și mă educam, exact. Și... Scott, când de ce e cu vocea asta? Cine? Cum e? Că e ușor diferită când te înregistrezi, mai ales pe reportofoanele respective. Și l-am uimit. Pozitiv, zic eu. A aflat ce faci și asta a făcut diferența. Și eu îi spuneam de visele mele, eu spuneam că vreau să devin, eu spuneam că vreau să ajut oamenii, eu spuneam că el știa că eu iubesc oamenii de altfel. Și asta se vede. Cei care, clienții, eu îmi iubesc angajații. Deci eu țin foarte mult la ei, le fac cadouri. Tind să cred că și angajații țin la mine. În mod sigur. Și m-a ajutat financiar, mi-a dat o sumă frumoasă. De deci lângă... a venit la tine și ți-a spus, da, uite Vasile, da, pentru că și eu cred în viitorul tău, construiește-ți un viitor. Da, așa este. Și ți-a dat... Fără dobândă, fără niciun act. Și te-am împrumutat cu mi-am bani. Mi-am împrumutat, da.
Și zice, și când ai să poți, ai să mi înapoi. Și mi-a plăcut o chestie care a zis ulterior, zice că când tot timpul îi înapoiam lunar sau când puteam, zicea, uite, cu cât îmi înapoiesc banii înapoi, îmi demonstrez că ești un om de calitate. Eu puteam, da, tipic românesc, să nu-i dau, exact, sau să, că eu deja eram în România. Și m-a ajutat să fiu, a fost un foarte, o persoană importantă, crucială în viața mea. Această persoană, Scott Ross, am învățat multe de la această persoană și îi mulțumesc pe această cale și mă bucur că l-am cunoscut. Și am venit în România, mi-am achiziționat o parcelă de teren, ulterior mi-am achiziționat o a doua, o a treia, le-am comasat și am început... investit în imobiliare. Exact. Și de acolo și am văzut că toate afacerile. Am flair, am văzut că vând foarte repede. Aveam la un moment dat 42 de locuri de casă, de case și le-am vândut în 6 luni de zile. Și am văzut, wow, că am priză la... știu să vând. Și, bine, asta țin minte din copilărie, eu vindeam în piața de vechituri, dacă ți ajută că așa de aici, și vindeam haine și tot. Dar... Deci, până la urmă, lucrurile din trecut te-au ajutat să devii ceea ce ești astăzi. Pentru că eu am fost un om, am provenit într-o familie foarte săracă. Deci eu la mine, știu, au fost zile când nu am avut ce să mănânc, când zic acest lucru este adevărat, adică nu am avut, mâncam la vecini, deci noi nu am avut mâncare în casă, pentru că nu aveam bani. Și... Această frustrare cred că a fost cea care te-a, exact, mânat și ți-a dat acel drive interior ca de neoprit, să, de neoprit, ca, de neoprit. Ca să ajungi unde ești astăzi, de... ca un adevărat lup, nu e așa? Exact, exact. Pentru final aș vrea să adresez celor care ne urmăresc trei sfaturi din cariera ta antreprenorială. Care ar fi trei lucruri pe care ar merita un antreprenor sau un viitor antreprenor ar merita să le știe? Eu aș recomanda cu mare drag trei lucruri ca pe care eu le adopt de altfel. Adică una dintre ele, ca orice antreprenor să ofere calitate în tot ceea ce oferă. Deci calitate. Calitate. Absolut. Doi la mână. Să fie integru. Este foarte important. Toți adoră caracterul și integritatea, adică dacă e spus la client că eu ofer, din potrivă, eu adopt încă o strategie, adică ofer mai mult decât cât am promis. Surprins, plăcut, da, clientul. Și asta adoră clienții. Și dacă le dai un pic, și dacă lași de la tine, trebuie, pentru că vorbim de oameni, vorbim cu oameni. Gândiți-vă că în meseria mea eu lucrez cu soacrele. Adică mie nu mi-este ușor, sincer. Eu tind să cred și că expert în soacre. Organizând atâtea anunți și evenimente, nu ai cum. Și cine avea să se pună rău cu soacrele? Și atunci am încercat să intru în mintea unei femei, că așa este imposibil, sau unei soacre, mai rău, și iată că am reușit pentru că evenimentele noastre sunt foarte reușite. Și ceea ce, cum procedez eu este să fii integru, să oferi calitate. Ce ar fi? Cea de-a treia care ar fi? Să fii tu însuți, să fii natural, să iubești ceea ce faci, să fii autentic. Să fii autentic, exact. Să nu copiezi pe nimeni. Din potrivă, tot ce vedeți aici nu este copiat, este gândit și asta este stilul meu, asta este amprenta mea în această afacere. Vasile, îți mulțumim foarte, foarte mult. Într-adevăr, ai o istorie, ai o, da, istorie incredibilă în spate. Și ai ajuns, uite, suntem astăzi la restaurantul tău, la restaurantul, da, Veneția din Satul Mare, un restaurant extraordinar. Chiar îmi spuneai la un moment dat că 3 săptămâni la rând ai avut evenimente, da, aici și asta spune ceva despre cele trei valori pe care le-ai enumerat mai devreme. Îți mulțumim tare, tare. Și eu îți mulțumesc și apreciez tot.